surprise, motherfucker! Salutare, dragii mei, eu sunt Broadheader și da, e urât afară, e nasol. Astăzi vreau să fac un nou tutorial. Veți învăța cum să calculați viteza săgeții arcului vostru și mă voi referi la arcurile compound. Bun, vorbim strict de arcurile compound. Deschid o paranteză cu câteva lucruri esențiale pe care e bine să le cunoașteți. Arcurile compound vin din fabrică cu capacitatea de a dezvolta o anumită viteză standard. Acea viteză standard în tir cu arcul la nivel mondial se cheamă IBO, IBO, Ionel Bobică Olteanu, IBO, 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 IBO Speed. Acesta este un standard și este compus din tăria arcului de 70 de pounds, toate arcurile compound trebuie setate la 70 de pounds putere, o lungime de întindere a corzii de 30 de inci și o greutate a săgeții de 350 de grains, aproximativ 23 de grame. Mai jos vezi, o să aveți atașat linkul către un site, o pagină de net, unde veți putea calcula cu aproximație viteza săgeții voastre. De ce? Pentru că tu vei trage întotdeauna cu săgeți mai grele, de 350 de grains. Și arcul nu-l vei strânge probabil la 70 de pounds, dar dacă îl strângi la 70 de pounds, cel mai probabil și mai mult ca sigur, nu vei întinde coarda până la 30 de inci. Eu, de exemplu, deși am 1,86 m, am o întindere a corzii de 29,5 inci. Bine, asta se poate regla și din release. Site-ul pe care l-am în față acum se cheamă archerycalculator.com, deci www.archerycalculator.com. Și aici puteți, aveți mai multe opțiuni în meniu, dintre care veți alege bow speed, este în engleză. Și va trebui să introduceți niște date. Unul la mână, viteza IBO a arcului, adică acea viteză de care v-am spus mai devreme, dar cea de fabrică, să-i spunem așa. Lungimea de întindere pe care o folosiți voi, la care trageți. Eu am introdus 318 FPS, pentru că atât scrie producătorul că dezvoltă Diamond Edge SB1. Trag la 29,5 inci, deci asta e lungimea de întindere a corzii la mine. Puterea maximă a arcului, 70 de pounds. Greutatea totală a săgeții în grains. Deci toate sistemele de referință sunt în sistemul imperial. Cum calculez greutatea săgeții? Păi simplu, românește și eficient, o iei pe toată, da? Și ai pus-o pe cântar. Găsiți pe magazin Play o grămadă de aplicații. Eu folosesc pasta, convertor unități, cea de aici. Introduceți greutatea săgeții în grains, deci trebuie să transformați gramele în grains, dacă nu are cântarul calculatorul separat, și greutatea adițională de pe coardă, adică trebuie să știți cam ce greutate are dilupul, ce greutate are pipsite-ul, ce greutate, ce masă, mai exact, a aceste greutăți suplimentare din partea de sus și de jos, de pe coardă. Plus matisajul de pe coardă, deci aia e un pic de muncă, dar le puteți introduce cu aproximații, cu oricum, chiar dacă le introduceți exact, viteza o veți afla și vi se va da cu aproximație. După care, click are un buton, calculează și vă dă cu aproximație viteza în FPS, după care iar trebuie să estimați, să transformați, îmi cer scuze. Cam așa calculați viteza arcului vostru. Peste tot unde te duci în România, atât timp cât legislația națională se aplică pe întreg teritoriul național, pe teritoriul României, puteți trage cu arcul oriunde vreți, atâta timp cât nu puneți în pericol viața sau integritatea persoanelor, conform legii 295/2004, actualizată la zi, adică legea armelor și muniților. Așadar, până data viitoare, eu sunt Broadheader, cumpărați-vă arcuri, trageți cu ele, este cea mai fantastică senzație, o senzație incredibilă și din păcate a venit ploaia, dar dacă vă permite să trageți pe ploaie mocănească, faceți-o de la 100 de metri și urmăriți săgeata și scrieți-mi pe YouTube
pe contul de YouTube Burad Heder sau pe pagina de Facebook Burad Heder ce ați simțit în momentul respectiv. Așa că până data viitoare faceți ce v-am spus. Doamne ajută și fiți cu minte. Ciao!